Depopularea satelor de munte este o realitate tot mai des întâlnită în România. Un exemplu vine din Munții Buzăului, unde un cătun a fost aproape complet părăsit. Doar o singură femeie se încăpățânează să rămână în locul natal izolată de civilizație. Cum reușește bătrâna în vârstă de 76 de ani să supraviețuiască singură, aflăm din materialul următor. Satul Brădet se află la circa o oră și jumătate de mers cu mașina din municipiul Buzău, însă traseul până acolo este destul de greu de parcurs. Drumul nu a mai fost reabilitat de ani, iar indicatoarele lipsesc. Satul nici nu este pe hartă. Când ajungi în cătunul din munți, aproape totul este pustiu. Gospodăria doamnei Rița este singura din care răzbat semne de viață, adică zgomotele făcute de câinii și celelalte viețuitoare din curte. Bătrâna este bucuroasă de oaspeți pentru că, în afară de copii, nimeni nu-i mai trece pragul de multă vreme. Mai des îi dau turcoale urși, spune singura localnică din Brădeni. Ce ursul aceea a fost? Și v-a fost frică? Nu. Cum s-a întâmplat? Ați auzit câinii? Am auzit câinii și era acolo. Ce făcea? Ce încerca să facă? A făcut rachiu și a dat pierzi de ăla și mânca sâmburie. Și a fost atras. Și apoi câinele? Câinele se dădea cei tu. Dar vă este teamă? Nu. Nu vă este. V-ați obișnuit? Am obișnuit. Nu intră în casă peste mine. Dar au mai trecut așa, nu? Au mai trecut, da. Și acum vreo 15 ani a fost și acum perioada asta, lasă toamnă, a fost, a mâncat lui ăla care are casa acolo la el, i-a mâncat 3 miei și o capră. Da, aveți un câine de nădejde aici. Ei n-are câini. Ei n-au câini, se... e ceva. Fără câine nu-i bine. Cum îl cheamă pe câine? Bobit. Bobiță este paznicul de nădejde. Da, cum? Chiar dacă mai are puțin și atinge vârsta de 80 de ani, tanti Rița este în putere și are grijă singură de casă și animalele din curte. Își prepare singură mâncarea din provizii pe care fiica îi le aduce din oraș, o dată pe săptămână. Ce mâncați așa în timpul zilei? Ce? Cartofi, fasole, prune, leopărici mâncăm. Acum e și cu postul. Da, ce post. Nimeni nu ai zice că o supără pe bătrâna din Brădeni, dacă nu ți-ar povesti cât de greu suportă singurătatea. A rămas văduvă de la vârsta de 54 de ani, iar în sat este singură de mai bine de 15 ani. În jurul gospodăriei nu este țipenie de om pe o rază de câțiva kilometri. Liniștea devine atât de apăsătoare, se plânge pusnica, încât foarte puțin îi trebuie să intre în depresie. A mai trecut prin episoade de tristețe profundă, însă a depășit cumpăna prin pasiunea ei pentru cusut carpete. Se lucrează mult la ea? Cât durează? Luni. Fir. Așa. Și cos așa aici. Pui culorile odată, o de-acolea o umpli. Tantilița, când vă apucați de cusut și când vă opriți? Seara, după ce stau până la 8-9, de acolo mă culc. Deci aproape toată ziua. Da, dar afară noaptea nu ies. E urât. Cum vă trece ziua? Așa cu deste. Îmi trece ziua cu deste. Am făcut și ciorapi. Am făcut vreo 100 de perechi, le-am dus la azil. La bătrâni. Vă omorâți timpul ăsta? Da, da, da. Plictiseala? Da, da. Deci eu singură, dar dacă fac de astea, uit de toate.